Luați loc, la masă în fund. Pașule! Cheamă imediat pe Sebi și pe Răzgări Ceacu. Să trecem imediat la subiect. După cum știți, de mulți ani n-am mai purtat niciun război. Iar după cum stau lucrurile, nici nu vom purta. Și anume, fica mea, în acesta Dumnezeu, este de meritat. Potrivit oficierul noastră despre voi, ea trebuie să vede cu cel mai clar jos viteaz dintre noi. Iar și cum noi nu putem războaie, nu știm care este cel mai curajos, cel mai devotat viteaz. Nu este altul mai îndrăzneț ca mine, că întâlnea creziene în plecurile. Ia-l și mânti totul cu pasul întreagă. Împărate, dați-mi mie, n-am să ție este vrea creatură mântuită, toată viața să fie trită. Asemenea, cum niște vedeți, de ce să fie împăratul în rușine de tine? Mai bine este mărită cu mine. Se miră și vinul după cal. Să se mărite până așa, măgar. Doamne, mai vreau să fie viața. Să nu credeți că o să călește de pe. Ca pe un vierme să mă nimicim. Bine să eu, cel mai bine o-ai păzit. Sunteți unul câte unul, toți cu defect și nu aveți pic de este, cum de dau și unde plapă ăștia de bogăție, nu se îndoară. Nu e prințesă așa de poastă, ca să fie a voastră nevastă. Ea știe cel mai bine și se va mărita cu mine. Gata! Încetați! Nimeni nu va dobândi nimeni la fricerele fără luptă! Stați-i legiul, nu m-am gândit așa, că sunt la fără arme și fără luptă. Noi numai cu pală și știm să luptăm, nu ne pricepem la altceva. Împărăteasă! Dacă fie și venița, scrie, prin ordinul împărătesc, de la împăratul Busugatul, de la palatul Întizeanu. La palat va avea loc concursul de cânt. Pum. Concurs de muzică? De cântece? Nu mă derupez. Împărăteasă, scrie în continuare. Cel care va cânta cel mai frumos va dobândi mâna fiicei mele, și jumătate din împărăție. Yes, ok. Toți locuitorii împărăției au dreptul la participare. Măria sa, împăratul, Buzugar. Semnează împăratul și semnează. Păi cum vom cânta? Nu știu bine nici pe căscă. Mai bine cântă ce ori, ce cântăm. Ne vom face de rușine toți. Ați auzit? Și ar fi foarte bine să plecați și să vă pregătiți. Nu să pierdeți timpul prețios. Iar acum vă rog să retrageți. Mai am foarte multe de zolat. Sergi Păiaș! Da? Tu ai îndopit lista cu participanți. Iar eu mă duc să mă odihnesc cu tine. Sunt foarte, foarte sus. Ha, ha, ha! Acum sunt eu, împărat! Cel mai puternic, cel mai curajos, cel mai bogat! N-are importanță. Te pun pe lista participanților. Ce-am zis, bule? S-a jurat pe valușul meu că nu vede pe nimeni. Păi, nu știu, asta se plătește. Sau am îngurat pentru un cap. Dar să vă țineți gura. Bule, bule, și cipuți și ne vei ofenza dacă n-ai încredere. Acum am încredere. Nu e rău! Și m-am mai plicat, te simt așa! Să te țin! Să nu-i nimeni afară de noi! Atunci în ordine scrie! Ce scrie! Deazul de mălai va cânta pentru prințesă. Când precum o privighetoare, nimeni nu se poate cupune cu mine. Bogăția, adică prințesa, fia mea. Doamne, sumele cării de trei ori, că nimeni nu vei vorbi despre asta. Nu știu eu asta cu șantaj. Asta o face să o ține de promisiune. Câte o carmele cu care. Oh, acesta este unul adevărat. Aurpul! Cine zice că suntem noi proști? E sigur, nu sunt. Bă, la care mă uit?
scrie. Unde? Pe listă. Vreau să cânt. Prințesa trebuie să fie a mea. Da, bine, bine. Viteazul de macaroni. A scris. Dar cum? Frați, amândoi pe falsul meu călit. De trei ori că va rămâne secret. Vai. Asta e patetic. Bine, hai. Mă voi da pe un galben. Și cred că atunci am încredere mai avut altă oameni. Așa este mai sigur? Deci astăzi este ora de a încă un pic și vom deveni bogați. Stai, am o idee strașnică. Ascultă! Du-te și cheamă pe vrăjitoarea Sierii Bala. Crezi pe dracu în șoare? Te duc, băiatul. Nu te teme, spune-i că te-a trimis el după ea. Și noi vrem să participăm, nu-i așa? Știu cum vom ajunge la bogăție! Hai, vezi, nu mai sta. Vorbește, vorbește, puneți! Singur! Singur, singur, reducem, vreau. Scrie, viteazul de Tricalo participă la concurs. În sfârșit, mă voi îmbogăți. Nimeni și nimic nu m-a împiedicat. Iar tu, să jur! Pe paloșul meu de trei ori călică, ceea ce ai spus va rămâne secret. Ei, pentru scriere... În capă, ia! Aha! Bani, bă, dar pentru gâtuire... Azi îl încoa. Încă unul, ia licutoare, dar dacă sufli ceva, îți dai capul. Nimeni nu se bate cu mine! Cine mă va împiedica să înving? O să fiu bogat! Nu, no, voi fi mai bogat! Voi fi cel mai bogat! De data asta nu s-o să te coste. Vreau în coare. Nu, vreți pe de ales! Care să deregleze corțile cu capă. Numai atât, orile, că mele le-au auzit bine, nu vrei vreo o trăbioară. Plătesc oricât ai cer. În coare, împotriva interpretării frumoase. Mie! Spui puțin, adu aici, mie. Nu, mie, numai ce? Te faci că ești prost. Eu fac licoarea și schimb la 1000 de gabi. De 1000 de trese de vrăjitorești! De unde atâția? Atunci n-aveți ce discuta. Salutare la plecare. Păi, stai! Stai, Gabi! Dar bine, hai să faci licoarea. Aici, la fața locului. Bine? Bine, ne aduci un vin, lilia, ou de cor și sânge de pisică. O puterilor și voastre vestitori ai trenului sfertului partilor și necarturilor! Puterea sunericului! Lăsați-vă deasupra acestui vin și prefaceți-vă ce-i poate! Repetați după mine cuvinte mai magice! Deci concursul va începe într-o jumătate de oră. Și pentru
Eu vă rog să-mi permite să mă arena. Cine ești? Ai nevoie de ceva? Dacă am un venturos, păi cum ai ajuns aici? Ești afară! Măria, ai vedea după la afară? Stai! Să te mai fii cel! Respectul meu împărășoară, lăța preparată, deci vreau să cânt și eu, să particip. Tu! Să particip! Uau, nu vede la tine, vagabon, vezi că și nimeni drum. Miros la vaci, oi, și tu ai participat. Dacă lucrezi la el, dacă naște la stiu o oaie și vacă, tu ajunge, tu ajunge din fructa, din bunătățile de frigări. Asta e simpatic. Iubesc, dacă vă trece, că este candidat. Vă trebuie să participe. Cine e? Permiteți-mi să vă prezint, pastorul Mir. Vreau să puteți să mea. Acum unde trăiesc eu, gândi-vă că trebuie ca un micor, care a sărit un fapt. Oamenii sunt fericiți și nu știți altul de când. Te vreau să merg acolo, ai unde să fie tot, de gris. Așa că apară ca o bază, colegie. Uite, mai duci și să fie acolo. Și vedea ce vă dăm. Ba, e nemai bine. Ai vrut să te retragi? Retragi-te! Zâmbesică! Întrună pe oaspete și să se pregătească. Concursul va începe în curând. Hai, dacă sunt de sfereat. Bun, ce-i acum? Sfetul Dumnezeu, nimeni nu mai am văzut. Chiar că ești caragioasă. Nimeni nu este așa de loial ca el. Face tot ce-i spun. Va chiar și ce-i cer. Mă vedea. Nu mai știu de ce-i dat. Doare, mi-i fasă! Păi tu! Toată ești zicoare! Eu, ce încă? Da! Tu ai zis! Eu, de ce ai zis eu zicoare? Păi și eu mă trebuie greu împărat zicoare, dacă nu fac ce mai are și tu, zicoare, zicoare și zicoare. Nu mi-era așa ceva. Și tu e nu știu. Vai, cât ești de prost! Toate le-ai încurat. E foarte ce știa sigur. Hai, nu mai mă îmbrăta acasă de cuvinte. Vezi să fie totul pregătit. Eu am vrut să mă obișnuiesc cu tine. Sigur, nici o picătură. Eu n-aș zice că toți au făcut picoare. Pe cuvânt, nu trebuie picături le-am pus la păsă. Au, idiotule! Păstorul Lino nu m-a părut! Cine mai așa ăsta? Mai înainte să mă la concurs. Trebuie să stai în înțelege pe concursul ăsta pentru nobilime și... Zene, Lino. Trebuie imediat să-i nimicăm, da. Cine? Știi, știu! N-are niciun efect. Ce zice dacă... Spune, poate că merită. E stupid. Dar la cum tu. Nu. Unde știi ce am vrut să spun? Nici măcar am zis asta. Nu e bine ce zice. Erica! Erica! Bine, ce ai găsit, am. De mi-am amintit. Spune-o la, hai. Scoate de repede, repede, cât ești și eu. Cum s-a terminat? Scrie. Ha-ha! Dragă Lino, imediat după plecarea ta, s-a întâmplat ceva neprevăzut. Ha-ha! Și din acest motiv îți scriu această scrisoare. Imediat după plecarea ta, îmi spune ce... Da, dragul Lino, ce? Deci, imediat după plecarea ta, mama ta s-a îmbolnăvit grav. Ha-ha! A scris? Da. Punct. Și din acest motiv, te rog să te întorci acasă, cât mai repede, până nu va fi târziu. Te iubește, tata! Fantastic, setitul ăla nemeritor! Cui ar fi trecut așa ceva prin cartier? Aleargă și vezi ca scrisoarea, să o primească personal! Nimic nu vă m-a mai pedica să ajung la tron! Este totul pregătit, pot să o afloase. Desigur, a sosit momentul crucial pentru împărăția închezeala. Este timpul să cunoaștem pe noul domnitor. Permiteți-mi să anunț sosirea viteazului. Am impresia că am sosit prima. Probabil că pe acest lucru rămâne și după concurs.
Atenție, atenție! Sosește prințul de mare! Am impresia că am sosit al doilea. Însă voi termina cu cursul acesta fără îndoială. Doar să-mi fac un cuplat. Amare, să-l prezint pe prințul de Macaronia. Am impresia că am ajuns al treilea. Însă nu va fi atât. Nu, voi câștiga. Cu astfel de voce stridentă poți nu ai pe ce ori să ne spui. Uite, am funcționat la noi. Scoate-ți-l foarte pe ce ori. Ce e asta? Încetați viteșilor, prinților. Dacă, uite, doriți să vă măcelăriți între voi și să lăsați de pe prințul de Tricală să câștige fără concurs? Asta vreți? Am onoarea să-l prezint pe prințul de Tricală. Am impresia că a sosit al patru, însă nu va fi așa după ce a fost. Ai impresia că ai ținut-o proastă, îți dai dacă ești așa. Dar eu am impresia că aici cineva nu mai vrea să fie așa. Prinșe! Majestatea sa, împăratul Buzugatul și împărăteasa. Am onoarea să o prezint pe prințesa Zâmbesa. Așteptă-te, măcelul! Iar ești prea, dai să duc aici eu. Slăpânește pe Sfântul și festivalul Părătesa. Iar tu mă scărici. Unde ai fost, mă? Am dus să-mi spui... Ce spui? Vreau să-mi spui... Împărăteasă, împărate, știți, mă scărici a frământat cozonac în cinstea festivalului legal și a viseracilor. Da. Și a lăsat și înscris fericita vestita. Emoționant. Trebuia să te amintiți joi de așa. Permiteți să anunț sosirea majestății sale, prințesa Zâmbesa. Concursul poate să înceapă! Împărate, am stabilit de ce vrea concursul. Cine a sosit? A sosit, nu? Așa e! Cine a vrut, a venit! Să înceapă concursul! Mare rău, cine sosește mai târziu, se poate include. Sugativo, citește aceasta. Prin decretul majestății sale, împăratul Buzucatul, diseară se va organiza concursul Festivalul Cântecului. La concurs s-a anunțat 7 concurenți. În jurul sunt împăratul, împărăteasa, prințesa și eu. Eu, naștri. Învingătorul va primi mâna prințesei și jumătate din împărăție. Primul concurent va fi viteazul de șiria cu cântecul iubesc sau. Poftim în cer. Am încăcat, era puțin noroc. Am văzut aminte de țări, dar am văzut după frumos ca o și poveția împăratului și am văzut este... Fără comentarii, fără comentarii. Mi-a dat, mi-a fiert de rău. Fără comentarii. Acest cântec mi-e dat. Dar pot trebuie. Și eu gândesc la fel și acolo, un bun, o trece și primul loc. Fără comentarii, fără comentarii. Al doilea concurent este viteazul de mălai cu cântecul Mirale pentru fericire. Știi de cum, dacă vreți să spună oare ce nu vreți, dar eu le duci pe daunie de mălai cum vără. Ce ori? Fără comentarii. 4 puncte. 2 puncte. 11 și primul loc. Nu poate fi. Eu sunt pe primul loc. Se poate, se poate. Dă-te la parte. 2 minute ai fost primul. Fără ceartă. Împărțiți primul loc. Cum să împărțim? Cum să împărțim prințesa? Coroana. Cum să împărțim prințesa? Foarte simplu. Mie coroana, tu ție prințesa.
Ce deștept ești? De ce nu poate fi invers? Continuăm concursul! Al treilea concurent este Vitiazul de Macaronia cu cânte cu Ginele Adevărat. Vântul bate cu aia cade, mă rog, tornau să spun, hai nu știu, ia, cade, da! Am ajuns la al patrulea concurent. Viteazul de Macaronia cu cântecul Tată Dă-mi-au. Vești o zi, două sau cinci, ginerele împăratul voi fi și împărăția va fi a mea, aceasta nu mai ascund, pentru bogăție profundă. Care comentarii? Așa ce mă vă dați? Două. Și eu. 11 și primul loc. Următorul concurent este Măscăriciul Pășăriciu cu cânte cu Dragostea este mai puternică decât foarte. Soarele pe cer se înalță, Doamne, Doamne, mântuiește-ne! Cine? Ele de bota cerească.
ta. În inimă eu des și astfel te îndrăgesc. 10. Învingătorul este păstorul Lino cu un maxim de 12 puncte. Dragă Lina, imediat după ce ai plecat, mama ta s-a împărătit grav. Din acest motiv, te rog ca să te întorci acasă până nu fac fi târziu. Te iubește tata. Și eu nu văd nimic în obișnuit în această scrisoare. Deci mie nu a fost neobișnuit până nu am ajuns la semnătură, căci ne-a scris, a făcut o greșeală pe ta. Tatăl meu a pierit la ultima luptă la împărăția din seara. Unica mântire de la dânsul este acest medalion. Tu! Este oare posibil? Fiul viteazului negru? Acum chiar că nu ți-ai gândit. Cine este viteazul negru? Viteazul negru a fost cel mai curajos viteaz pe care l-am avut. Majestate, și ce să facem cu acești trădători? Pedepsiți-i! Propun altceva. Ho-ho, Serbicul! Nu în temniță! Tu ești bine. Sugă în dragul de împărătesc. Iar tu mă scărici! Pe fi, un oier de rangul